Trei medici i-au spus că are cădere psihică, iar ea a acuzat dureri puternice de burtă. Este declarația șocantă făcută de iubitul gravidei din Bacău, care a murit după ce a ajuns la spital cu dureri cumplite. Acesta adaugă faptul că femeia a murit în condiții suspecte și a primit rând pe rând diagnostice greșite, până când s-a stins în cele din urmă pe patul de spital. Cazul acesta este asemănător cu cel al Alexandrei, tânăra gravidă din Botoșani, și ea, vă reamintesc, a fost lăsată să agonizeze o noapte întreagă în spital, până când a murit. Femeia de 38 de ani a fost la un control ginecologic programat, control în urma căruia s-a stabilit că sarcina este în parametrii normali. Doar că a doua zi a început să se simtă foarte rău și a decis să meargă la spitalul din Bacău. Avea dureri abdominale puternice, febră, frisoane și dureri de cap. Acolo a fost anunțată că sarcina s-a oprit din evoluție. Medicii au decis să o bage în sala de operație, doar că operația a avut loc undeva spre seară, la mai bine de 12 ore de la internare. Mi-au spus că au temporizat-o și așteptau să se facă bine. Camarea n-avea cum să se facă bine. După operație, femeia a fost dusă la secția de terapie intensivă, unde a suferit două stopuri cardiorespiratorii. Al doilea i-a fost fatal, din păcate. Am văzut în ziua de astăzi fișa de internare, ce s-a întâmplat, ce tratament. Nimeni, este o nebuloasă pe acea fișa Mariei. În același timp, conducerea spitalului susține că au fost respectate toate protocoalele. Starea pacientei a fost satisfăcătoare la momentul în care s-a prezentat în serviciul nostru, a rămas internată, dar după câteva ore starea pacientei s-a agravat. Am așa durerea și îi învăț pe medici să deschidă ochii mari, să nu mai moară mami, să rămân copiii mici. Cum e cazul de la Botoșani și multe și multe cazuri. Eu nu am cu ce să fac, să-i bag în pușcărie, eu n-am nicio șansă. Familia vrea să afle acum adevărul, dacă s-a făcut tot ce trebuia în spital, astfel încât pacienta să fie salvată. Au depus mai multe reclamații, inclusiv poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și a stat la sesizarea familiei, nu a spitalului. Reprezentanții unității medicale au anunțat că fac și ei verificări.